Regretatul artist va fi condus pe ultimul drum într-o manieră restrânsă, iar familia a făcut câteva precizări referitoare la înmormântarea lui Gabriel Cotabiță. Nu se știu prea multe detalii, iar membrii familiei doresc să organizeze totul în liniște, într-un mod discret. Ultima slujbă religioasă se va ține în cadrul restrâns. Dorim să-l onorăm cu aceeași discreție și eleganță de care a dat dovadă în timpul vieții, așadar familia nu va oferi declarații. Vă mulțumim pentru înțelegere și rugăm presa să ne respecte în continuare intimitatea. Cu recunoștință, familia Cotabiță s-a arătat în mesajul postat de familia regretatului artist. Pe Mihai Pokorski și Gabriel Cotabiță i-a legat o prietenie de aproape jumătate de secol, o viață de om, așa cum a precizat chiar compozitorul și cântărețul care a sosit la priveghiul artistului. Sunt multe amintiri frumoase, care merită a fi depănate, în memoria solistului, iar Mihai Pokorski a prezentat mici frânturi din poveștile trăite împreună. Noi ne cunoaștem de vreo 48 de ani, o viață de om. Durerea e mare, cuvintele sunt de prisos. Lumea muzicală românească va fi mult mai săracă fără Gabi. Sunt zeci de mii de kilometri pe care i-am făcut împreună și camere de hotel pe care câteodată le-am împărțit, când bugetul nu ne permitea să avem aceeași cameră. Cred că vocea lui Gabi a fost unică în muzica românească, o voce absolut specială. După ce am lucrat aproape 40 de cântece, care în mare parte au fost scrise de mine și înnobilate de vocea lui, era o voce absolut pătrunzătoare, a fost un interpret adevărat. A fost la granița dintre frate, pe care nu l-am avut, și prieten foarte bun, a declarat Mihai Pokorski. Dacă doriți să sprijiniți canalul, vă rog să folosiți linkul de Revolut din descriere pentru a putea dona orice sumă doriți. De asemenea, aveți abonamentul disponibil pe acest canal și puteți să-l activați pe cel pe care îl doriți. Vă mulțumesc că ați privit până la final și vă rog să vă abonați la canal pentru a vedea mai multe știri de acest gen.